Astăzi, în lume, se sărbătorește Ziua Internațională a Poștei. În fiecare an, de 9 octombrie, administrațiile poștale naționale sărbătoresc faptul că în 1874, la Verdun, s-a înființat Uniunea Poștală Universală. Mândria noastră este că între cele 22 de administrații care au înființat Uniunea în acel an, se afla și România, Poșta Română. Poșta Română era înființată de Cuza încă din 1862 și faptul că a fost cooptată în Comitetul de Înființare arată importanța acestei administrații. Uniunea Poștală Universală are menirea de a promova serviciile poștale prin intermediul administrațiilor naționale. Ea se străduiește ca să diversifice toate serviciile poștale, astfel încât să fie pe placul tuturor clienților noștri. La fel, depune eforturi ca prin administrațiile naționale să promoveze imaginea poștei și prin mass media să încerce să culturalizeze clienții și să le prezinte toate aspectele care sunt cuprinse în această activitate. Trebuie să vă gândiți că la acest moment sunt peste 150 de țări care sunt cuprinse în Uniunea Poștală Universală. Asta înseamnă peste 600.000 de oficii poștale. Înseamnă anual miliarde de scrisori, colete și alte trimiteri poștale. Toate lucrurile acestea vi le spun pentru ca să înțelegi că acest 600.000 de oameni se străduiesc să fie pe placul tuturor clienților și să fie de ajutor tuturor, adică și dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invităm să vizitați poșta și mai ales cele două expoziții aici prezente. Cea deschisă astăzi, în care arătăm imagini vechi din Poșta Română, dar și cea care am deschis-o cu două luni în urmă. Vă mulțumesc! Că am avut copii alături de noi, pentru că eu consider că, de fapt, copiii sunt viitorul Poștei Române, viitorul scrisului și astăzi am învățat, de fapt, că un timbru și o scrisoare ne dă o lecție de viață, ne dă o lecție de istorie, de biologie, de geografie. Copiii știu de ce. Am învățat când a apărut primul timbru, am învățat când a apărut prima carte poștală și aici, mulțumim din suflet, Muzeul Casa Mureșenilor, care din nou este alături de noi și a dat un ok și a venit aici și a făcut această expoziție minunată, ne-a adus aceste cărți poștale care vă rog să vă bucurați de ele pentru că vor fi doar acum o oră aveți ocazia să le vedeți, după aceea vor pleca pentru că sunt foarte valoroase și vă rog, dau cuvântul să-l ascultăm cu drag să ne prezinte de fapt cât este de importantă această expoziție și câte informații valoroase ascunde de fapt în ea. Doamnelor și domnilor, domnule director, vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Știu că părinții elevilor de la școala gimnazială numărul 6 care au participat astăzi la acest atelier educațional foarte interesant, desfășurat sub coordonarea doamnei Gabriela Bodici, cea care am făcut ieri alaltă și expoziția aceasta de fotografie veche și de carte poștală ilustrată sau vederi, dacă vreți de altă dată. Părinții așteaptă, nerăbdători, copiii au și after și alte lucruri. O să fac un rezumat cât pot de scurt. Mă bucur că după expoziția din vară, cum a zis domnul director Dragomir, serviciile poștale în trecut, vernisată și coordonată de colega noastră, doamna muzeograf Marinela Barna, cea care a plecat acum la un simpozion la Baia Mare, iată, direct dedicată serviciilor poștale în trecut.
Astăzi vernisăm expoziția consacrată fotografiei vechi. Am vernisat-o prima dată în 2014. Este mult mai mare, mult mai consistentă și în aparate foto. Acum, astăzi, avem un Pate, aproximativ 1890-1900. Avem o parte din expoziția, fotografia între avut de familie și document istoric cu cel puțin 30 de ilustrate, cărți poștale ilustrate de 80, 100, 120 de ani din Arhiva Mureșenilor și pe care le-am expus aici. Noi avem peste 500 de astfel de cărți poștale ilustrate care acum costă puțin, este și un proces de digitizare a lor, de salvare. Sunt bucuros să știți că acum mai mulți ani am putut scoate o broșură doar de 20 de pagini, dar importantă, cu regretatul cercetător brașovean Gerold Nussbaum, cu interpretarea cel puțin 22 de vederi de cărți poștale ilustrate cu Brașovul de altă dată. Ele vor fi reeditate pentru că s-a epuizat practic stocul. Eu vreau doar să declar deschisă și din punctul meu de vedere această expoziție care va ține până la sfârșitul lunii decembrie anul acesta. Sunt convins și am și vorbit cu doamna Gabriela Codici că e începutul doar unei colaborări. Vrea doamna Gabriela Codici să continue acest proiect foarte frumos cu vederile contemporane, da? Din anii 80, 90, 70 și chiar a câștigat o fetiță care a strâns 9.000 de cărți poștale ilustrate. Noi, cu ajutorul muzeului și a unor sponsori locale, a Consiliului Județean Brașov, vrem să reiterăm acest concurs interesant și noi avem în arhivă primite astfel de donații. Sunt multe de spus despre istoria fotografiei, de cum apare ea la 1839, de primele începuturi ale fotografiei. Tot colega Marinela Barna ne-a, la expoziție, ne-a transcris, iată, din Gazeta Transilvania, 1842, o cameră obscură la Brașov, prezentată la Reduta. Era, dacă vreți, un extraterestru, o navă nouă pentru oameni, pentru că fotografia era ceva nou. Camera obscură e începutul, dacă vreți, a fotografiei moderne. Apoi apar pe la 1860-1870 cărțile poștale ilustrate, vederile. Ele se extind mult, ajung în Statele Unite ale Americii, Canada, să depășească 30-40 de milioane, ceea ce pentru vremea respectivă era o cifră impresionantă. Avem fotografie în Arhiva Mureșenilor și dublată, printre puținele din stereoscopică, se numește, fotografia stereoscopică, printre puținele din România a unui muzeu, peste 267 de astfel de fotografii, deci practic sunt dublate și te uiți prin aparat numit stereoscop. Avem alte și alte ateliere de educație muzeală, avem chiar cu liceul, cu Colegiul Național Meșotă, cu Colegiul Național Andrei Șaguna și cu Liceul Honterus, ateliere de fotografie. Fotografia, știți foarte bine, este o artă și vrem ca copiii mai mari, de data aceasta, de 4 ani avem acest atelier, dar de ce nu și pentru cei mici, să facem un curs de educație fotografică, cel puțin 15 întâlniri subvenționate de muzeu, iar apoi, dacă vor să continue copiii, părinții, se poate face lucrul acesta. Îi mulțumesc domnului director, mulțumesc doamnei Gabriela pentru ajutor, pentru deschidere și vă așteptăm și vă rog să promovați expoziția aceasta în rândul prietenilor, cunoscuților.